O parte dintre clienți și-au luat amenzi, o parte dintre societățile din piață au învățat că e bine să se preocupe de dreptul concurenței. Totdeauna când este și o amendă, toată lumea începe să-și dea seama că e bine să fie atent. Dacă ești o firmă care ai o poziție foarte puternică în piață, foarte puternică, o poziție mai mare decât a celorlalți din piață, ai o anumită responsabilitate. Bună ziua, atât în frumoasa bibliotecă a Societății de Avocații Mușați și Asociații, iar altul de mine este astăzi Manuela Lupeanu-Canschi. Bună, Manuela, ce faci? Bună, Alina! Bine! Mă bucur de o zi ploioasă afară. Da, chiar foarte ploioasă și zi de marți, deci e normal să plouă astăzi. Intrăm în subiect și o să te întreb, cam așa, o să fac un mic intro și o să spun că mandatele din area de concurență care tu ești specializată sunt complexe și de durată. Pot dura ani buni de zile până se obține o hotărâre judecătorească, ceea ce înseamnă că tu o experiență foarte bună asupra acestei arii. Dacă e să facem o comparație cu dreptul concurenței acum 10 ani, cum arată el astăzi? Trebuie să spun că se poate vedea o evoluție pozitivă acum 10 ani lumea încă era într un proces de învățare și când zic lumea mă refer la toți actorii din piață, adică și noi avocații și clienții noștri, firmele, mai ales clienții erau într un proces de învățare și autoritatea de concurență plus instanțele. De atunci toată lumea a învățat într o formă mai ușoară sau mai puțin ușoară lecția pe care trebuiau să o știe de la început. O parte dintre clienți și-au luat amenzi, o parte dintre societățile din piață au învățat că e bine să se preocupe de dreptul concurenței și chiar și autoritatea de concurență, mi se pare că și ei au învățat niște lucruri, au învățat cum să interacționeze cu, auto cu firmele, cum să înțeleagă modul în care funcționează ele. Deci a fost un proces de învățare. În anii 2000, nu știu, din 2010 până în 2013, începeau să se așeze o parte din lucruri. După 2013 a început să fie un proces de maturizare a activității. Tot așa, am devenit mai maturi, mai înțelegători, mai așezați cu toții. Și acum suntem la un nivel în care cred că majoritatea dintre noi știm ceea ce trebuie să facem, și autoritatea și firmele și avocații. În plus, se poate vedea un anumit nivel de ciclicitate în activitatea din domeniul concurenței, pentru că la momentul la care am început eu activitatea mea în această zonă, erau multe investigații și multe, uh, multă analiză pe partea de înțelegeri verticale, adică contracte de distribuție, contracte de agenție între diversele societăți. Consiliul concurenței analiza mai ales aceste contracte și dădea amenzi, mai ales pe înțelegerile verticale. După aceea, prin 2013, cumva. Ori s-au epuizat toate, toate înțelegerile verticale directe, vizibile, scrise în contracte și lumea a învățat să nu le mai scrie în contracte în cazul în care chiar voiau să facă ceva și atunci avem o schimbare, o alunecare din partea autorității de concurență spre analizarea unor înțelegeri mai complexe de tip cartel sau abuzuri de poziție dominantă. Acum, în 2023-2024 suntem la momentul la care s-a făcut, s-a schimbat, în fine, Um... A ajuns la expirare regulamentul de exceptare pe categorie al Comisiei Europene, care se aplică și în legislația noastră și nouă, ni se aplică în mod direct, chiar și pentru aspectele care țin numai de dreptul românesc sau de situații pur românești. Și nou regulament de exceptare pe categorie, pe înțelegerile verticale, a venit și a adus niște modificări. Și cu acest nou regulament a crescut cumva interesul tuturor și al Comisiei Europene și al altor autorități de concurență pe aceste înțelegeri verticale pe care noi le-am cunoscut foarte bine acum 10 ani. Acum și la noi începe să se vadă iară o înclinare în a le revedea, să vedem cine ce-a mai scris în contracte, cum le mai aplică. Noi acum sperăm că nu o să fie o activitate intensă a autorității, pentru că se presupune că nu ne-am învățat lecția și atunci ar trebui să fie mult mai simplu pentru clienții noștri, dar vom vedea, nu se știe niciodată. În opinia ta, care sunt modificările legislative recente, cele mai relevante și ce impact au acestea asupra companiilor? În ultimii doi ani, aș zice, au existat niște modificări care vin să, au venit să tulbură un pic așa tihna care exista înainte, pentru că și în dreptul concurenței, în perioada, nu știu, 2010, 2014, 2015, am avut o serie de modificări care se întâmplau, cum era dreptul românesc în general. Se întâmplau foarte multe modificări, mai treceau două, trei luni, se mai modifica ceva. Dreptul concurenței a ajuns la un moment dat la o perioadă de stabilitate. Nici nu trebuia să te mai uiți neapărat în monitor oficial, că știai că nu o să se întâmple mare lucru, pentru că Legislația era așezată, era aliniată cu cea de la nivelul Uniunii Europene, al Comisiei Europene și exista un grad foarte mare de previzibilitate. Acum, în ultimii doi ani, au început să mai apară modificări și la noi. Nu sunt modificări de substanță la modul că se schimbe total regula pe care o aplicăm, dar sunt modificări care aduc o tulburare în ceea ce știau societățile că trebuie să se întâmple. Și o primă modificare care. E extrem de importantă și care impactează pe toată lumea, se referă la investițiile străine directe. Nu e neapărat o activitate sau o regulă care ține doar de dreptul concurenței, doar că la noi a fost integrată în zona de dreptul concurenței, pentru că noi am avut în legea 21, legea concurenței, am avut deja o prevedere care zicea că. Anumite investiții care sunt deosebit de importante sau sunt făcute în niște domenii care sunt considerate relevante din punct de vedere al securității naționale sau ordinii publice, erau trimise, anumite concentrări economice erau trimise de Consiliul Concurenței. Când erau notificate Consiliului, sau respectiv era transmis și către CSAT. Deci noi aveam o regulă de genul ăsta și înainte. Dar era problema Consiliului să facă toată economia asta domestică, să-și facă legătura cu CSAT-ul și era problema lor. Tu, ca și parte care notificai, aflai doar că așteptai și avizul CSAT sau adresa CSAT care să spună că nu se, n ai nicio relevanță, nu se întâmplă nimic, nu e o problemă. Acum, în urmă cu 2 ani, s-a adoptat o ordonanță de urgență care, de fapt, vine să ajute la implementarea unui regulament european pe această temă cu privire la investițiile străine directe, străine însemnând că investiții din afara Uniunii Europene. Dacă sunt investitori care vin din afara Uniunii Europene, aceștia ar trebui să notifice respectivele investiții. La noi implementarea s-a făcut un pic mai dur, să zic, sau un pic mai drastic raportat și la conținutul regulamentului pentru că, bine, poate că are în vedere și contextul geopolitic și Contextul nostru geografic, că până la urmă sunt unele țări care sunt un pic mai relaxate în modul în care implementează regulamentul sau ce acte interne au făcut pentru aplicarea lui. Noi fiind unde suntem, s-a considerat că e mai bine să fie un pic mai riguros urmărit tot ceea ce înseamnă investiții venite din afară. Și atunci există o obligație pentru societăți, în cazul în care se fac investiții din afară, să se facă o notificare către o altă autoritate. Bine, notificarea se depune la Consiliul Concurenței, dar va fi un alt organism care se va uita efectiv asupra uh, respectivei notificări. Consiliul face doar partea de secretariat. Și asta este o parte de legislație care vine să... Acum, la doi ani distanță, lumea a început să nu mai ignore. Adică aproape toată lumea a înțeles că trebuie neapărat să ia în considerare. Pentru că obligația de a notifica din perspectiva investițiilor străine directe e însoțită, are un prag de notificare destul de scăzut, 2 milioane de euro. Are o sferă mai mare de aplicare decât concentrările economice care erau singurele care se notificau înainte, și pentru investitorii care sunt din afara Uniunii Europene, are și o amendă atașată. Și atunci, întotdeauna când este și o amendă, toată lumea începe să-și dea seama că e bine să fie atent, pentru că amenda e luată din, după modelul celor din sfera concurenței, adică până la 10% din cifra de afaceri. Și atunci mai bine stai și te gândești de două ori sau te, te organizezi mai bine înainte de a face investiția, decât să te trezești că, de fapt, din ignoranță ai ajuns să calci o obligație legală. Tot, asta cumva este partea care interesează societățile din afara Uniunii Europene, dar legislația noastră pe investiții directe are și o componentă care interesează investitorii din Uniunea Europeană și inclusiv români. Pentru că și ei trebuie să îi notifice anumite investiții pe care le fac, ceea ce na, îngreunează un pic activitatea sau, în fine, îi scandalizează parțial, dar toată lumea înțelege nevoia, bănuiesc. O altă componentă de modificări legislative despre care voiam să menționez este una care rezultă dintr-o transpunere a unei directive și e o directivă prin care s-a încercat să se uniformizeze să se uniformizeze la un nivel mai înalt în sensul ăsta competențele autorităților de concurență din Uniunea Europeană adică să aibă toți mai multe uh, puteri să poată să meargă, să facă inspecții, să facă mai multe lucruri noi am implementat directiva doar că autoritatea noastră le cam avea pe toate, adică noi am fost foarte harnici, autoritatea noastră de concurență poate să facă foarte multe lucruri Acum, prin modificările acestea, pur și simplu s-au mai rafinat unele competențe pe care le avea deja. Vom vedea pe viitor cum le va aplica. Sperăm că într-o formă totuși mai puțin dură. spune te rog, din perspectiva ta, ce sectoare sau tipuri de activități sunt cel mai reglementate de legislația din dreptul concurenței? Dreptul concurenței e un drept care e o creație a Uniunii Europene și el a evoluat odată cu Uniunea Europeană. Și atunci are o serie de specificități. Nu există anumite domenii care să fie mai reglementate, reglementate mai mult decât altele, adică să zici că în sectorul, nu știu, care se consideră că trebuie neapărat să fie regulile mai stricte. În mod istoric au existat reguli specifice pentru diverse domenii, cum ar fi agricultura sau unele domenii de transport, dar astea veneau, au fost dezvoltate la nivelul Comisiei Europene și ele veneau din necesitățile momentului. Era clar că pentru agricultură nu puteai să pui aceleași reguli cu interzicerea înțelegerilor și abuz de poziție dominantă, că aveai nevoie de un anumit nivel de cooperare între... Agricultorii ferme sau agricultorii mai mici, sau crearea de cooperative, și acolo, dacă se aplica automat, într-un anumit fel, legislația standard, ajungeai într-o zonă în care poate nu mai puteai să mai produci sau mai puteai să vinzi cum trebuie, la un preț cât, de cât să poată să supraviețuiască și agricultorii. De aceea sunt istoric sunt niște domenii care au avut niște reguli specifice. Acum au început să se mai disipeze o parte dintre ele. Sau cum erau, nu știu, aeroporturile și activitatea pe aeroporturi. Aeroporturile mult timp au fost în zona în care ele erau deținute de state și tot, întregul transport aerian era o zonă în care activitatea era mai puțin deschisă concurențe și atunci regulile erau specifice, nu se aplica automat legislația de concurență în marea ei, în ansamblul ei. Există însă niște reguli mai stricte care se aplică anumitor comportamente. La, din perspectiva faptului că ești, dacă ești o firmă care ai o poziție foarte puternică în piață, foarte puternică, o poziție mai... Mare decât a alți din piață, ai o anumită responsabilitate. Asta, asta este teoria Curții de Justiție a Uniunii Europene și, și a Comisiei Europene. Dacă ești mare, trebuie să ai grijă să nu îi lovești, să nu îi încurci pe ceilalți mici de lângă tine. atunci, regulile în materie de abuz de poziție dominantă sunt cele care sunt mai uh, stricte. Dacă ai o cotă de piață, în principiu peste 40% din piață, Trebuie să te gândești că nu poți să faci tot ce fac ceilalți din jurul tău. Chiar dacă te supără câteodată, chiar dacă ți se pare că ei poate obțin mai multe avantaje minuscule din anumite, nu știu, campanii promoționale sau prin anumite tipuri de discounturi pe care le dau, tu trebuie să știi că dacă ești dominant, ai mai multe obligații decât restul. Și aici ar fi niște reguli mai stricte. Și ultima întrebare, Manuela, spune-mi, te rog, cum ai ajuns să te specializezi pe uh, dreptul concurenței? Alegerea mea a fost una mai puțin, să zicem, obișnuită, sau am ales un criteriu care nu e cel mai sănătos întotdeauna. Am ales puțin prin excludere. Pentru că voiam o arie de drept care să nu fie extrem de rigidă, să nu implice numai o aplicare automată a unei norme sau semi semiautomată, ci să aibă un oarecare nivel de libertate, creativitate, pe care de cele mai multe ori îl vedeai că există doar în dreptul Uniunii Europene. Și dreptul, dreptul Uniunii Europene era mai creativ și mai constructiv. Și aria de drept de la noi care are o moștenire puternică sau în fine care a fost creată din, dinspre zona de drept european e dreptul concurenței care are și componenta economică în dreptul concurenței jumate, hai să zicem, jumate ai drept, jumate economie. Trebuie să ai și o anumită înțelegere dintr-o perspectivă economică a lucrurilor pentru a putea face aplicarea normelor de drept. Normele de drept în sine sunt câteva, adică noi avem două articole pentru două categorii mari de practici. Înțelegerile anticoncurențiale și abuz de poziție dominantă. Dar în re și în rest avem tot soiul de legislație care te explică cum trebuie să te gândești, cum trebuie să le aplici. Dar de fapt toate explicațiile astea vin dintr-o zonă economică. Tu trebuie să înțelegi cum funcționează un anumit business al unei firme ca să poți să faci aplicarea dreptului concurenței. De aceea, dreptul concurenței e foarte atrăgător și pentru că nu ajungi să te plictisești sau să ai un care confort așa să zici că nu se întâmplă nimic ca nou. Întotdeauna și cu datorită autorităților de concurență care poate și ele se plictisești și atunci caută domenii noi de investigat, ajungi să cunoști activități care sunt diferite. Nu știu, domeniul aeronautic, apoi te duci și vezi cum se, nu știu, face o notificare cu privire la uh, piața de cafea din România și cum încerci să definești piețele relevante cu privire la cafea și vezi dacă, nu știu, cafeaua Nes și cafeaua naturală sunt pe aceeași piață sau sunt pe piețe diferite. Și e o întreagă, e, e, și puțină creativitate și legătură cu viața reală. Și, sincer, cred că alegerea, până la urmă, se dovedește a fi bună. Chiar dacă nu a fost instrumentul cel mai corect folosit la început. Mulțumesc foarte mult, Manuela! Eu mulțumesc! Mult succes în continuare și până data viitoare să fim sănătoși!